Site-ul sportinmuscel.ro prezintă povestea inedită din fotbalul muscelean a fraților Genaru. La meciul de vineri după amiază dintre Athletic Bradu și Muscelul Câmpul Lung, frații Gabriel și Georgian Genaru au fost adversari pe terenul de joc. Mai mult decât atât, cei doi și-au trecut și numele pe lista marcatorilor. Georgian Genaru a punctat pentru Muscelul Câmpul Lung în minutul 27, reducând din diferență, iar Gabriel Genaru a marcat în minutul 34, mărind din nou diferența în favoarea echipei sale 3-1. O pasă în dreapta și o centrare în careul de 16 metri. Se afla în poziție bună acolo unul dintre jucătorii noștri și un șut în vincul. Excelent golul marcat de Georgian Genaru. Minutul 27 al partidei. Un stâng care a trimis balonul în vincul porții apărate de Birăescu. Iată reluarea acestei faze. Balon respins de Diță. Încearcă să intervină Mazarache, reușește totuși pasa. Iată-l pe Genaru, prea cu dreptul și șutează excelent cu stângul. A fost un picior ridicat, execută repede cei de la Bradu și iată golul de 3-1 marcat de celălalt Genaru de pe teren, fratele Gabriel. Minutul 34 al partidei. Iată, neatenți jucătorii echipei noastre. Băduleanu avea un dialog cu Adrian Tănase și n-a fost atent la pasa foarte rapidă. În cele din urmă, meciul s-a terminat la egalitate 3-3, iar cei doi frați, originari din comuna Rucăr, au plecat împreună spre vestiare, împăcați cu rezultatul de pe tabelă. Ineditul poveștii celor doi nu se oprește aici. Astfel, în sezonul 2012-2013, pe când erau coechipieri la CS Rucăr, cei doi au fost pe teren la meciul Muscelul Câmpul Lung CS Rucăr, scor 0-2 din divizia D, iar fiecare a marcat câte un gol, semnând astfel victoria formației la care evoluau la acea vreme. Gabriel Genaru, numărul 10. Cred că Genaru va fi cel care va executa. Un șut la colțul lung și iată gol. Deschidere de scor. Frumoasă execuția cu piciorul stâng. Să notăm minutul 10. Se produce deschiderea de scor. Gabriel Genaru este cel care deschide scorul cu un șut frumos, cu piciorul stâng, la colțul lung. În două rânduri, Ciorciovel a ratat intervenția, tot el îi trimite lui Genaru. Se încurcă Gabriel Genaru în această minge. Pasă și Georgian Genaru marchează 2-0. După o bâlbâială în apărarea echipei gazdă, celălalt Genaru de pe teren, Georgian marchează și el. În sezonul 2013-2014 au fost pentru prima oară adversari în Muscelul Câmpul Lung Athletic Bradu 2 într-un meci contând tot pentru divizia D. În tur, la Câmpul Lung, gazdele s-au impus cu 2-1, golul formației din Bradu purtând semnătura lui Gabriel Genaru, iar în retur, la Bradu, Muscelul s-a impus cu scorul de 5-0, de această dată fiind rândul lui Georgian să-și treacă numele pe lista marcatorilor. Începutul sezonului 2014-2015 i-a prins, așa cum spuneam, adversari în Liga a 3-a, iar povestea celor doi copii din Rucăr merge mai departe.